diferite categorii de vârstă. Oamenii, cetățenii din Magidia, am inițiat-o în 2017 și cred că e normal ca la 18 ani să realizăm un eveniment pe care să nu-l uităm, să ne aducem aminte peste timp. Tinerii căsătoriți, bineînțeles, care sunt viitorul și speranța acestui oraș, la fel trebuie și ei respectați printr-un mic gest. La 25 de ani de căsnicie, ia că de la jumătatea vieții ne uităm și în sus și în jos și vedem de unde am plecat și unde trebuie să ajungem. Iar la seniori ne uităm cu respect, cu bucurie la toate lucrurile bune pe care le-am făcut de cursul vieții. Mulțumesc! 50 de ani de căsnicie, 10 copii și 25 de nepoți. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim! De ani de căsnicie. De căsătorie, 10 copii, dar nu mai știu câți nepoți mai am. A fost greu? Greu a fost pe timpul comuniștilor. Eu întreb dacă a fost greu cu nevasta, nu? Nu a fost greu, dar m-am mușcat câteodată. Ce credeți că chiar așa de ușor, la 51 de ani. Am stat cu vreun an fără ceva, am stat necăsătorit, a trebuit să strângem bani, știi? Am făcut și nuntă, dar aveam și doi copii. Dar acum nu mai știu câți am nepoți, că am și strănepoți am. Haide-mi, acum au de Sfântul Spiridon pe 12, mi-am plecat așa cu nebuni. Trebuie să, dacă ar fi timpul frumos așa, aș face masa afară, știi, că pe rău făceam. Dar dacă îi bag în casă, cred că să fie și în capul meu. Muncă, încredere, unul între altul, cinste, și asta-i. Dacă avem încredere unul între altul, atunci merge bine. Dacă nu, mai dă pe alături, e altceva. În zilele noastre, pare foarte curios așa, 50 de ani cu același bărbat. Și servici. Am avut fabrica de ciment. Da, 27 de ani vechime. Plecam amândoi, veneam amândoi. Când eram la tură, când copiii se mai creșteau unul pe altul, la 10 copii. Vă întâlneam seara acasă. Da. Ce să facem? Unul alerga la coadă la mâncare, unul încolo, încolo. Trebuia să-i creștem. Și la școală și peste tot. Foarte frumos. Dar e o familie frumoasă, e o familie care... Eu acum te tachinez un pic. Știi că da. Se spune că la început totul da. E frumos. Da. Uite de la mine. Dar nimic. La început e frumos. Normal, bineînțeles. Mai înainte au fost seniorii care au împlinit jumătate de secol de căsnicie. Da? Cum ți se pare ideea asta? Oh, deci... E super, vreau să iau. Mileniu 3, atâta. Da, păi de asta, atâta ani de zile să, după, să fie căsătoriți, vă dați seama că e... Pare de necrezut. Da, păi, pare așa, e... Da. Vorbim și cu doamna. Cum ți se pare 50 de ani cu același... Foarte frumos, pentru că sunt atâția ani în care oamenii s-au înțeles, în care s-au iubit, s-au respectat și a durat. Atâta timp, pentru că... Care să fie secretul unei bune înțelegeri pe atât de mult timp? Comunicarea, respectul și de a te iubi. O să-l lași la bere cu băieții? De ce nu, dacă am încredere?
ca de obicei, emoție multă, zâmbet pe chipurile oamenilor și nu costă foarte mult și nu înseamnă foarte mult, ci un mic gest și o mică atenție pentru fiecare perioada vârstei, să știți că face mai mult decât orice pe lumea aceasta. Câți ani de căsnicie aveți dumneavoastră? 30. Cât mai e? Până la 50. Cum se vede? În 1989, pe 7 mai. Cum se vede până la 50, când mai aveți 20 de ani? Păi, când primii premiați la 50 de ani de căsnicie au spus că 50 de ani de căsnicie, 10 copii și 26 de nepoți, a fost fantastic. Cândva așa era poporul român, chiar și eu mă trag dintr-o familie de 5 copii. Acum eu am doar un copil, e așa oarecum, mă simt vinovat și cred că ar trebui să luăm exemplu celor seniorilor, măcar 2 copii, dragi români, pentru că altfel uitați cum se depopulează țara, majoritatea tinerilor fac câte un copil, maxim 2, păcat. Dar uitați cât de frumos este să sărbătorești la 50 de ani de căsnicie, să ai copii, să ai nepoți, cred că mai frumos decât momentele astea, nu cred că există.